Salutare, dragi prieteni ai gustului! Pentru astăzi am pregătit o rețetă care mi-aduce aminte de copilărie. De duminicile în familie, pentru că mama mea obișnuia să facă acest tip de gogoașă într-o variantă dulce, numită scovergă. Cred că cu toții știți despre plăcinta muntenească numită scovergă. Este de fapt aluatul de pâine rămas de peste săptămână, pe care îl formăm ca o gogoașă foarte plată și îl prăjim. Apoi presărăm cu ceva zahăr. Merge foarte bine cu smântână, dar și cu dulceață. Eu m-am gândit să îi dau o savoare ceva mai sărată acestei gogoși, așa că o să o umplem cu o brânză de burduf, într-o combinație de ciuperci, castraveți murați și ceva ceapă călită. Exact gustul acela care ne năpădește într-o scară de bloc. Intrăm și mirosim că se gătește. Bun. Ceapa călită este primul semnal al acestui obicei care ne aduce la masă. Avem făină, bineînțeles. Începem cu vreo 200-300 de grame de făină. Întotdeauna făina dată prin sită. Eu am făcut asta ceva mai înainte. După care, ce ne trebuie la pâine? Făină, apă, drojdie și sare. Încep cu sarea întotdeauna. Practic, începem cu partea uscată, după care vom adăuga și partea ceva mai lichidă. Făina am amestecat-o, după care o să vreau să aduc în prim plan drojdia, apa. Am nevoie și de un pic de zahăr. Întotdeauna la pâine e bine să punem un pic de zahăr. Știți de ce? Pentru că drojdia mănâncă acest zahăr, se hrănește cu zahărul și procesul de dospire intervine mult mai repede. Undeva la 10 grame de drojdie și apă la temperatura camerei. După care amestecăm până ce drojdia a devenit una cu apa. Și așa cum ne-a învățat bunica, atunci când facem un aluat, e bine să facem o gropiță în interior și vom turna tot lichidul. Și până nu formăm aluatul complet, încercăm să lucrăm cu o singură mână. Una trebuie să rămână curată, astfel încât să putem roti bolul, să mai turnăm apă. Încercăm să adunăm toată făina de pe margini și să o aducem spre centru. Și apoi amestecăm cu strângeri puternice de mână. Atunci când facem aluată, avem o problemă, și anume nerăbdare. Tot timpul tindem să punem mai multă apă decât avem nevoie și sfârșim din a face un aluat de 300 de grame la unul de 1 kg. Pentru că odată ce punem apă, va trebui să punem în continuare făină. Dacă observați, eu am pus undeva la 200 de ml de apă și deja aluatul meu a căpătat contur. Odată ce îl omogenizez, va trebui să lucrez cu ambele mâini și voi putea face acest lucru și pe tocător. Practic, am închegat făina, apa, drojdia și sarea și acum nu ne rămâne decât să lucrăm. Lucrând aluatul, ce credeți că facem? Făina conține o substanță numită gluten. Glutenul este acea substanță care îi dă elasticitate aluatului. Atunci când îl lucrăm mecanic, activăm practic glutenul și drojdia se activează astfel încât să mănânce enzimele din gluten. Și într-o primă fază, atât ne dorim de la aluatul nostru. Dorim să-l omogenizăm și de aici să-l lăsăm să lucreze singur. O să-l pun într-un bol cu o folie de plastic pe deasupra și am să-l las la temperatura camerei preț de 20 de minute. După care putem să-l porționăm și să-l lăsăm pentru dospirea finală. În timp ce aluatul nostru dospește, o să ne ocupăm de interior. Și anume, o să începem cu ciupercile. Avem nevoie de o tigaie, de o ceapă. Opțional, putem să folosim și ceva usturoi. Dar în viziunea mea, mergem pe brânza aceasta de burduf,
ceapa, o ceapă foarte mare, castraveți, murați și ciuperci. O ceapă mare avem nevoie pentru o cantitate de aluat, doar de jumătate. Și o să tăiem julienul românesc, peștișori, adică. Julienul internațional este invers, da? Eu o să tai românește. Niște ulei de măsline în tigaie. Pornim focul. Tare de la început. Ne dorim să călim ceapa. Și, bineînțeles, puțină sare. Avem niște ciuperci brune, șampinion brune. Sunt mult mai bune decât șampinionul alb. Și ca un mic pont, atunci când caramelizăm ceapa, e foarte bine să stingem cu ceva acid. Eu o să folosesc un oțet de mere, dumneavoastră puteți folosi vin alb. Bun. Ciupercuțele o să le punem în tigaie abia după ce terminăm cu ceapa, timp în care vom tăia castraveții, la fel, peliuțe cât mai subțiri, și apoi ne putem apuca de prelucrarea aluatului nostru. Am adus în prim plan și baia noastră de ulei, pentru că scovergile se prăjesc în baie de ulei. Da, avem ulei de floarea soarelui, pe care chiar o să încep să-l încălzesc. Cam așa îmi doresc ceapa caramelizată, foarte ușor caramelizată. La ciuperci trebuie să avem tigaia cât mai aerisită. Nu vreau să le îngrămădesc, pentru că dacă pui foarte multe ciuperci într-o tigaie, o să obții acea textură apoasă a ciupercilor. Trebuie să evaporăm apa din ele. Și asta căutăm, să sfârâie întotdeauna. Ciupercile suc foarte mult ulei, așa că cu siguranță veți avea nevoie de mai mult. Puțină sare. Și deja mă pregătesc să le scot. Mai avem doar de încins uleiul până la 180 de grade și de tăiat castraveciorii. După care, cu ajutorul unui făcăleț, vom întinde aluatul și vom umple gogoașa noastră. Și aș vrea să vă arăt aluatul după 20 de minute. Este mult mai elastic, ușor de lucrat. Dar cu toate astea vom avea nevoie de puțină făină, așa că iau și presar un pic pe tocător. Și din cantitatea asta aș putea face două gogoși. E bine ca mereu să începem de la o formă rotundă și cu ajutorul făcălețului și tot timpul rotind aluatul, vom întinde un mare cerc. Din când în când mai schimbăm partea, astfel încât să acoperim cu făină și niciodată nu-l bruscăm. Sunt mulțumit de grosime, ar trebui să aibă undeva la 5, între 5 și 8 mm. Și acum nu ne rămâne decât să-l umplem. S-o facem destul de bogată umplutura, cu o bucată zdravănă de brânză. Și aș vrea să modelăm, de-aia am ales varianta unei brânze foarte moi, ca să pot să o modelez și să-i dau o formă circulară, astfel încât să obține o formă de gogoș. După care punem niște ceapă călită, ciupercuțe și 2-3 felii de castraveți. Putem să punem 4. Și acum aducem totul în mijloc, petrecem aluatul și tăiem extremitățile. Aducem colțurile la un loc și apoi începem să-l formăm în mână. Foarte important este să sigilăm cât mai bine aluatul și folosim o tehnică veche, aceea de a ciupi aluatul. Acolo unde se petrece, îl ciupim astfel încât să se sudeze. Îl aplatizăm un pic în mâini și putem să-l punem la prăjit. Opt minute la 180 de grade.
deja începe să iasă bulele. Va ieși foarte crocant pe interior și vă dați seama atunci când îl vom tăia, se va prelinge toată umplutura. Și după 8 minute vom avea această gogoșică foarte tare în exterior, pe care am să o scot pe un șervețel pentru a îi înlătura excesul de ulei. Am să vă arăt cum putem să o aranjăm pentru a o putea mânca foarte confortabil. Să iau o hârtie de copt și am să încerc să o împachetez. Am să o împachetez ca pe un cadou. Sau ca pe un burger. Și apoi am să-l tai în două. Și am obținut această minunăție numită scovergă cu brânză de burduf, ciuperci, puțină ceapă și cei drept niște castraveți murați. După cum putem vedea, deja s-a topit foarte bine brânza de burduf. Miroase extraordinar. E burger românesc. Fără carne. Poftă bună și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă la fel de interesantă. Cu siguranță și voi ați avut această problemă. Problema maionezei rapide, de care aveți nevoie în situațiile limită. Astăzi m-am gândit să vă arăt cum facem o maioneză în 30 de secunde. Avem nevoie doar de 2 ouă, de 100 de ml de ulei și, pentru că v-am învățat într-una din edițiile trecute cum să facem ulei de ceapă, o să facem direct o maioneză aromatizată. Fix în 30 de secunde. Mă țin de cuvânt, iau cele 2 ouă, spar câte unul în fiecare cană gradată. Și apoi, cu ajutorul unui blender de mână, o să încep prin a mixa fiecare ou. Pun puțină sare în fiecare dintre căni. Și apoi am să încep să torn uleiul. Exact cum facem o maioneză la tel. Prima maioneză este gata. Și continuăm și cu maioneza aromatizată cu ulei de ceapă. Acesta a fost tipsul de astăzi. Maioneză simplă în 30 de secunde și maioneză cu ulei de ceapă. Crede foarte mult în mâncarea stradală și mai ales în carnea de oaie. A terminat facultatea de construcții, iar în Italia s-a îndrăgostit de arosticini. Invitatul meu de astăzi este un pionier în rândul food truckerilor din România. Pe numele lui, Andrei Isac. Mulțumesc, Andrei! Mulțumesc și eu de invitație. Pare bine că stai aici. Ia spune-mi, te rog frumos, cum a apărut mâncarea în viața ta? Mâncarea oarecum a apărut în viața mea din necesitate. La 18 ani am rămas singur. Părinții mei s-au mutat în Italia. Am început facultatea de construcții în Tei. Și după 2 ani de zile am luat decizia să merg la părinții mei în Italia și să încep de la zero acolo. Când am plecat eu acum 15 ani,
nu se echivala nimic, trebuia să o iei de la zero, nu eram nici măcar în Uniunea Europeană, deci am luat-o de la zero în Italia, am început factura de construcții și am trecut de la teu și foaie milimetrică la AutoCAD și laptopuri, deci a fost o, ceva... Deci ai mers tot pe construcții acolo. Da. Pe construcții și recuperări de edificii. Și acolo oarecum s-a întărit pasiunea mea și mi s-au deschis ochii puțin către bucătăria mediteraneană, care oarecum s-a fost ca o mănușă pentru mine, plăcea foarte mult, foarte multe lucruri proaspete, de sezon, ingrediente puține, simple, dar scoase foarte mult în evidență. Cum ai făcut de te-ai întors în România? Păi cum se întoarce tot românul, îndrăgostindu-se? Nu de țară, de o femeie, de o româncă. Da. Bine, o turcoaică româncă, practic, născută și crescută aici. Eu m-am întors într-un weekend la nunta unui bun prieten de-al meu și acolo ne-am cunoscut. Iar la un an de când ne-am cunoscut am făcut și nunta. Și acum, după 5 ani, avem și 2 copii, deci e totul. O familie frumoasă din rândul... Da. Ospitalității. Da, oarecum da, că toți lucrăm în branșă, să spunem. Ai un food truck cu frigărui de oaie. De unde a început totul și de ce produsul acesta? Produsul oarecum m-a ales. Când am plecat în Italia, nu mâncam oaie. N-aveam o tradiție în familie de mâncători de oaie și la mine se mânca doar de Paște și se mânca ciorba, vestea ciorba de miel, care nu mă atrăgea în niciun fel. Și în zona în care am făcut facultatea erau oarecum renumiți pentru acest preparat, harosticini se numesc, frigărui din carne de oaie. Și existau localuri care vindeau doar asta și vin și niște bruschete și cam atât. Și de acolo oarecum mi-a rămas în cap, am mai stat câțiva ani, mi-am terminat facultatea și am văzut filmul Chef într-o seară cu Aifer, cu soția și mi-a zis Aifer, mi-a zis, bă, da, pe uite, food truck, dar de ce nu faci un food truck și faci harosticini, că e tare ideea și... De acolo a pornit, de-am întors în țară și în 2015 am dat drumul la treabă. Ai fost unul dintre primii food truckeri din România, practic un pionier, în jurul vostru s-a creat și legislația. Cum a fost acest proces? Da, a fost așa, frumos. Adică eu am avut norocul, cred că am fost norocos, pentru că am venit cu un vibe-ul ăla de reîntoarcere, de dorință, de a face, de a muta munți. Și am ajuns în România unde... Mi s-a zis că nu se poate, el era primul răspuns. Cum e o vară în viața voastră? Băi, e mișto, acum depinde de ce vrei. Noi ne-am distrat, ce să zic, adică 4 ani de zile până acum a fost super, am participat la toate evenimentele importante din țară, călătoream foarte mult, pe acasă foarte puțin. De exemplu, noi cu arosticinii ne-am dat seama că este un produs ideal de festival, în care lumea vine, degustă, vrea să încerce lucruri noi și după ce mănâncă de la noi, mai poate să mânce și altceva. Tot vorbim de oaie, știu că ai pus accent într-un alt proiect bazat pe oaie, Redescoperă oaia românească. Da. Povestește-mi un pic. Da, Redescoperă oaia românească a pornit de la a ajuta pe perioada de pandemie, când în februarie-martie, când producătorul nostru, furnizorul nostru era la pământ, pentru că nu mai avea cui să vândă, oareca fiind închis. Și de acolo am venit către voi, cum nefiind profesionist în domeniu, am zis, haideți către voi șefii. Da? Și de acolo Redescoperă oaia românească este un proiect, un home kit, un kit de pregătit acasă, destul de simplu, ori la grătar, ori la cuptor, în care în fiecare săptămână un șef își venea cu o rețetă, cu o anumită parte din oaie. Am încercat oarecum să nu lăsăm ca perioada să ne îngroape de tot, cum ar veni. Și cum a funcționat? Adică care a fost feedback-ul din partea clienților? Feedback-ul era unul foarte bun. Adică făcând asocierea, părcând de la rosticinii, că avea o siguranță în calitate și că livrăm oarecum ce trebuie, plus calitatea șefilor, că am colaborat cu cei mai... La crem. cei mai cu noul val, că așa îi se spune, am auzit, vorbește lumea. Da. Și de acolo feedback-ul a fost extrem de bun. Nu îți place avocatul. Da. Ești un anti-avocat. Da, nu știu de ce. Adică nu m-a atras niciodată toată lumea. Că poate că e prea la modă, mie nu-mi plac lucrurile simple și la modă pe care le face toată lumea. Guști sau mănânci? Mănânc. Mici sau sarmale? Mici. Pizza sau shawarma? Shawarma. Ce-ți place să mănânci? Ce-mi place să mănânc? Sunt multe. Lucrurile simple, place să le gătim,
pregătesc împreună acasă, carnea bună și sare. Cam asta e conceptul meu și ideea mea de bucătărie și de feluri de mâncare. Deci minimalism și mono-ingredient. Da, da, da. Mono-produsul pentru mine e un pariu care în continuare l-am cu mine. Știu că ești implicat acum într-un alt proiect, mono-produs, bazat pe ou. Ou, da. Așa că pentru asta va trebui să exemplifici într-un test de 10 minute ceea ce știi să faci cel mai bine în acest moment. A, da, accept. Mă bag. Cum să nu. Hai da. Să o vedem. Hai. Arăți? Hai. Mersi. Andrei, nici nu te întreb ceea ce vrei să faci, pentru că știu că vrei să-mi faci omleta ta deja faimoasă în București. Da, da. Hai să vedem ce pornim cronometrul. 10 minute. 10 minute, gata. În mod normal, cât îți ia așa? A, dacă stau la vorbă, vreo 5 minute. 5 minute. 5 minute, cred că-mi ia. 5 minute la vorbă. Amestecăm ouăle, eu pun sare înainte să le pun la foc, nu pun în timp ce, ce pun ca să nu devină foarte coagulate. Așa. Deci amesteci cu telul sau cu furculița? A, depinde ce am. De obicei amestec cu telul, că e mai omogen, devine mai omogen, mai omogenă compoziția. Deci și secretul tău este cu tigaia... Cu tigaia la temperatură foarte mică, temperatură joasă. Deci, de repet, e modelul franțuzesc, deci mult unt. Mult unt, da? Da. Cu unt, unt și iar unt. Unt și cu unt la sfârșit. Mai puțin la sfârșit unt? Da. Da, ok. Sare nu foarte multă. Deci asta este omleta clasică franțuzească, trei ouă, unt, sare și piper. Da. Untul nu trebuie să sfârâie. Da? Da, se sfârâie. A, cred că ne descurcăm. Așa. Și tehnica e una destul de simplă, risotto style, ca un orez, o amesteci tot timpul. O mai dai de pe foc puțin, dacă e temperatura mai mare, o mai pui înapoi puțin și așteptăm oarecum să se omogenizeze. Este gătită în momentul ăsta, chiar dacă pare mai negătită. Da. Ia să vedem acum. Wow, deci abia se prinde un pic, da? Da, wow, și începem să, chiar dacă mai este... Ție îți place așa omleta, da? Da, nu e așa. Wow. Ea se mai gătește acum. Tot surplusul ăsta aici. Da. Dar ea este gătită ca și aliment. Mamă, deci 3 minute ți-a luat. 3 minute, da. Pui deasupra unt? Da. Da. Îi mai dau așa o, wow, o imagine mai cremoasă și mai... Pare și foarte simplu, dar vă asigur că nu e deloc simplu. Cum ai spus și tu, ți-a luat foarte mult până să o... Da. Și cam asta e. Andrei, hai să vedem ce ai făcut. Ia să vedem. O să mă fac degustător de ouă în curând. Ia să vedem. Vezi? Când am fost săptămâna trecută la tine, n-am luat omleta asta, da, pentru că știam că o să faci aici. M-am și întrebat, bă, dar de ce nu știu la tine? Da, eu și fost foame. Hai și bine. Mi-a ieșit. Băi, da. E o textură... Dar zici că are... Deci untul ăla te duce și crezi că are smântână. Da. Ai zice că are smântână în interior. Mulțumim mult, Andrei, mulțumesc pentru această capodoperă, efectiv. De invitație și la cât mai multe ouă. O să avem foarte multe ouă.